În weekend, Ivan Vațaichin a promovat sporturile nautice la malul Dunării, unde a atras sute de gălățeni. Cei mai curajoși au avut șansa de a vâsli împreună cu multiplul campion olimpic la canoe. Acesta i-a inițiat chiar și pe jurnaliștii care s-au înscris la cea de-a doua ediție a competiției de canoci de 10+1. Cârmaciul echipajului presei a fost însuși Ivan Vațaichin, care pentru prima dată a urcat pe podium la concursul organizat chiar de el. Cei care pentru prima dată, de când ținem această manifestare și este al doilea an consecutiv, nu numai la Galați, dar și în multe alte orașe din țară, jurnaliștii prin mara finală și ocupă aici la Galați locul 3! Sunt mândru și eu de voi! S-au lăsat greu de urnit până când au format echipajul, s-au descurcat foarte bine. Evident, cei de pe podium primesc și medalii. Nu uitați, cei din echipajul... S-a dublat numărul de participanți, interesul este mult mai mare și mai ales că vin foarte mulți tineri. Și astăzi m-au surprins cei de la grădiniță, echipajul cu copii m-a surprins foarte mult și sunt convins, asta a fost și dorința mea, cât mai mulți copii, cât mai mulți părinți în barcă. Spre surprinderea mea, de 2 ani încerc împreună cu presă să câștig o medalie, s-a întâmplat acest lucru aici la Galați, mă bucur că am reușit să conving presă să lupte și ea și faptul că am luat și medalia, suntem buni. Și în această ediție, locul întâi a fost adjudecat de veterani. Aceștia vor participa în marea finală de pe 31 august de la Tulcea. România este proiectul prin care Ivan Vațaichin promovează barca cu vâsle, o nouă bicicletă a apelor, cu care să te plimbi ori de câte ori vrei să te relaxezi în weekend sau în vacanță, în preajma orașelor sau pe traseele sălbatice din Delta Dunării și în rezervațiile naturale. Pentru că vâslitul este simplu, plăcut, nu afectează natura și este la îndemâna oricui. Proiectul este deschis pentru iubitorii apelor și ai mișcării în aer liber, pentru căutătorii de aventură și pentru cei care iubesc și protejează natura.